Calendarul de plăți al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se va desfășura și anul acesta după structura cu care fermierii s-au obișnuit din anii precedenți, anunță directorul general al instituției Adrian Pintea. Mai multe informații despre datele la care fermierii vor primi bani în conturi vă prezentăm în materialul următor fermierii își vor primi o mare parte din subvenții încă de anul acesta, urmând ca diferențele să fie virate până la termenul limită de încheiere a plăților, respectiv 30 iunie 2023. Potrivit declarației lui Adrian Pintea la postul public de televiziune, cităm: În momentul în care am închis campania de primire a cererilor în data de 16 octombrie, demarăm plățile în avans plăți care trebuie finalizate până la data de 30 noiembrie, iar începând cu 2 decembrie demarăm așa numitele plăți finale. Plățile finale reprezintă diferența de 30% sau pentru cine nu a luat avansul, poate lua suma întreagă a precizat Adrian Pintea. Potrivit șefului APIA, aceste plăți vor continua până în data de 30 iunie 2023, iar ca de obicei APIA va încerca să finalizeze plățile până la 1 martie, când începe din nou campania de depunere a cererilor. În ceea ce privește ANT-urile, acestea se plătesc din bugetul anului următor și atunci acestea pot fi plătite doar după 1 ianuarie, iar ultimele plăți care se fac sunt sprijinele cuplate în sectorul vegetal, care au diferite termene care trebuie respectate, astfel ca acestea se plătesc întotdeauna după data de 15 mai. A mai precizat șeful APIA Adrian Pintea într-o intervenție recentă la postul public de televiziune.